În Suceava vor funcționa două autogări aparținând a două societăți private de transport. Hotărârea va fi concretizată pe 16 septembrie, când Consiliul Local va da acordul de principiu în cadrul unei ședințe extraordinare. Una dintre autogări va funcționa pe strada Traian Vuia, numărul 7, iar cea de-a doua pe strada Triajului, numărul 52, în zona pieței de legume, fructe, Angro. Cele două vor deține casă de bilete și abonamente, birou de mișcare și informații, minimum două peroane pentru autobuzele care pleacă sau sosesc din cursă și grup sanitar propriu cu minimum două cabine. Totodată vor dispune de săli de așteptare pentru publicul călător cu cel puțin 20 de locuri pe scaune. Vor deține suprafețe echivalente de aproximativ un metru pătrat pentru fiecare loc pe scaun, spațiu dotat cu rafturi pentru depozitarea bagajelor călătorilor. Cele două autogări vor avea conexiune la internet, afișaje pentru călători cu rutele efectuate și orele acestora la fiecare peron și calculatoare.